mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Am decis în zilele trecute să facem această întâlnire. Cineva îmi spunea că trebuia să o facem de vreo 20 de ani, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Mulțumesc, în primul rând, vreau să vă anunț că am făcut un apel către toți cei 14 parlamentari ai județului Cluj, și pe mail și telefonic. O parte nu s-au putut prezenta din motive obiective, alții nu știu din ce motive, dar țin să le mulțumesc în mod deosebit domnului senator Alexandru Cordoș, domnului deputat Mircea Eremie, domnului deputat Radu Slati, domnului deputat Ioan Moldovan și, nu în ultimul rând, domnului primar Tudor Ștefănie, pe care l-am invitat în dublă calitate, atât de lider al Partidului Național Liberal, cât și de primar al municipiului Turda, pentru că problema cea mai importantă pe care noi o dezbatem astăzi este faptul că municipiul Turda, prin ordonanța 95, a fost practic scoasă din istoria Revoluției din decembrie 1989, din textul legii sau aplicațiile legii. Alături de mine sunt și am invitat astăzi, n-am făcut niciodată lucrul acesta, dar lucrurile s-au inflamat în așa măsură încât a trebuit să fac pentru prima dată o prezență a tuturor colegilor mei care în 1989, în 22 decembrie, până la fuga dictatorului, au ocupat acest sediu de partid. Aici, cei mai bine, poate nu știți, aici a fost sediul Comitetul Municipal de Partid și mare parte din cei pe care vedeți alături de mine au avut curajul în jurul orei 10 și 15 minute să intre, să ocupe acest sediu de partid și să formăm primul birou executiv al Frontului Salvării. Eu am pretenția și mă mai laud cu chestia asta că noi la ora 11, în jur de 11.30, 11.45, că nu mai știe nimeni, atunci n-am ținut noi cont de faptul că vom intra sau nu vom intra în istorie, n-am ținut la fix orele, dar în jur de ora 11.30, 11.45, am scos prima foaie liberă din România, zic eu, foaia liberă, Turda liberă, și am semnat Comitetul Frontului Salvării Naționale Turda. Lucru care, la ora aceea, în România, încă nu s-a discutat de Frontul Salvării Naționale. Colegii mei, dați-mi voie să vi prezint, poate nu-i cunoașteți pe toți, și încep așa, din partea dreaptă, că dreapta conduce astăzi, Frân Cristel, Miron Vasile, Ilișcău Vasile, Marcu Mircea, Ocri... Da, ei sunt toți de la Turda. Bob Mihaie Cristian, Alca Șarail, Ceaca Vasile Marius, Ciani Ramiro, Hudrea Adrian, Roșca Mircea, Creța Lucian și, în ultimul rând, eu, Popescu Marian. Ceea ce s-a întâmplat cu ordonanța, adică să vă iau un pic de la început. Toți ați fost prezenți în 22 decembrie la comemorarea a 25 de ani de la Revoluția Anticomunistă din decembrie 89, cum ne place nouă să spunem, aici la Turda, când ați auzit că atât domnul deputat Mircea Eremie, cât și domnul senator Cordoș Alexandru a reamintit faptul că înainte cu o zi primul ministru a ieșit și a anunțat că se vor repara toate greșelile în legătură cu Revoluția și revoluționarii și vor fi puși în drepturi, conform legii 341, toți revoluționarii. Asta a fost în 21, ne-au lăsat să petrecem Crăciunul în liniște și în pace și în 30 seara au emis ordonanța 95, prin care ceea ce spunea primul ministru, că el spunea bine, facem curățenie între revoluționari, după părerea noastră, multora din țara românească, ordonanța 95, nu numai că nu face curățenie între revoluționari, dar dă posibilitatea
ca alții care n-au fost la Revoluție să se albească, adică să fie printr-o altă categorie, aceea de revoluționar cu luptător cu rol determinant, să intre în beneficiile legii 341 în detrimentul celor care chiar și-au riscat viața la Revoluție. În această idee, Ordonanța 95 va fi introdusă în Parlamentul României, lucru care m-a determinat în discuțiile cu colegii mei să procedem și să facem această întâlnire cu parlamentarii din județul Cluj, oameni care sper eu să înțeleagă astăzi doleanța noastră și să ne sprijine prin solicitarea pe care noi o vom adresa domniilor lor de a respinge Ordonanța 95 din Parlamentul României sau, în cel mai rău caz, să modifice paragraful, adică articolul 1, în care se introduce un nou titlu de revoluționar, acela de revoluționar cu moț sau cu rol determinat. Eu aș dori să, pe rând, să dau cuvântul invitațiilor noștri, să purtăm o discuție pertinentă, cu întrebări, cu răspunsuri și să găsim o soluție concretă de a repara greșeala care s-a produs cu municipiul Turda. Multă lume, când zici Turda, ce-i la Turda? La Turda au fost 13 morți, adică înainte de a fi 13 morți, la Turda au fost niște unități militare puternice din Transilvania, de tancuri, de rachete și de radiolocație, unități puternice care, în seara zilei de 21 decembrie, când eu am venit de la Cluj și m-am dus la vecinii mei care erau aici să le spun că, uite, la Cluj s-au tras, au murit oameni și săracii, unul dintre ei plângea și au spus, mă, du-te, indiferent ce se întâmplă mâine, du-te, spune-le la oameni că noi suntem din Turda și nu tragem în voi. Avem muniție de război în tancuri, în transportoarele blindate, dar nu o să tragem în voi. Așa am plecat și dimineața când am venit cu entuziasmul ăla și mai ales la podul Arieșului, când l-am văzut pe actualul colonel în rezervă, Teodorescu, că a început să plângă și a intrat în tank și a zis, s-a dat deoparte și am venit în centru, mi-am dat seama că multă lume e revoltată și că avem sort de izbândă. Eu aș da cuvântul gazdei noastre, domnul primar, care a fost deschis și de la prima solicitare a noastră a fost deschis și ne-a oferit sala, să spună un cuvânt, după care îl las pe postul nostru coleg. Am omis să spun treaba asta și am mai omis odată, îmi cer scuze, dar din inerție. Vreau să spun că domnul deputat Mircea Irimea a avut armă cu noi, a luptat alături de noi, chiar dacă avea 17 ani, dacă... 22 de ani, așa. Da. Ponta ca 17. Ponta, pardon. Ponta, primar. Da. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Am răspuns acestei invitații dintr-un motiv foarte clar. Sunt susținătorul acestei acțiuni și sper că această acțiune să aibă și sorții de izbândă, pentru că este vorba nu numai de evenimentul din 89, este vorba de o localitate, Turda, care cred că a avut evenimentele sau unele din evenimentele desfășurate în 89, în decembrie, a fost printre primele din țară și cele mai importante. Cunosc activitatea Asociației Revoluționarilor de foarte mult timp. Am avut foarte multe discuții cu dânsii, dar niciodată n-am crezut că se va ajunge la un moment în care să nu fie recunoscută Revoluția din decembrie în Turda și ceea ce au fost evenimente care trebuiau să rămână nu numai în istorie, dar și ca și o recompensă pentru cei care au participat în mod direct la Revoluția din decembrie. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie să se găsească soluții. Odată să se recunoască dreptul legal al desfășurării evenimentelor la Turda, ceea ce cred, din ce se spune, a fost încălcat, să se recunoască că la Turda s-au desfășurat evenimente istorice care rămân numai în istoria Revoluției
Turdene, dar rămân și din istoria Revoluției Naționale, să se recunoască cu adevărat cei care au participat la Revoluție după criterii obiective și care să fie discutate împreună cu asociațiile revoluționarilor, în așa fel încât cei care știu și care pot confirma ce a însemnat Revoluția din decembrie în Turda să-și consolideze încă o dată argumentația pentru a se reveni la un drept legal. Și de asemenea mi-aș dori ca acele drepturi legale pe care le-au avut revoluționarii, chiar dacă la un moment dat au fost tăiate de guvernul Boc pe perioadă de 12 luni, ele ar trebui normal să revină tuturor celor care, după criterii legale și recunoscute de toată lumea, să revină drepturi legale și pentru cei care confirmă că au fost luptători în Revoluție. N-am venit nici să fac politică, nici să argumentez că un guvern a greșit sau celălalt n-a greșit. Iată că am spus și de guvernul Boc, partid pe care îl reprezint, nu știu dacă s-a greșit sau nu atunci. Eu și atunci am spus că un drept dat odată nu poate fi suspendat de nimeni și n-am fost de acord cu acea măsură, așa cum n-am mai fost de acord cu multe măsuri atunci. În acest moment vă aflați într-o situație nu foarte bună, iar situația dumneavoastră, după mine, reprezintă o încălcare a drepturilor cetățenești a unor oameni care sunt ai comunității turdene și retragerea dreptului istoric ca această municipalitate să fie înscrisă în Cartea Revoluției din 89. Îmi doresc, dacă se găsesc soluții, și probabil că domnii parlamentari vor argumenta în acest sens, să se revină la această ordonanță și în același timp să se găsească criterii clare, realiste, pertinente și în folosul celor care au participat la Revoluție, pentru că, până la urmă, au riscat, au fost aici, au dorit să schimbe un sistem, au făcut ce le-a stat în putință în acel moment și, în același timp, n-au riscat numai integritatea lor personală, a familiilor lor, au riscat foarte mult în folosul a ceea ce a însemnat democrația pentru România. Dacă vrem să recunoaștem democrația pentru România, sunt convins că trebuie să ne recunoaștem evenimentele istorice și eroii României. Vă consider printre ei și acolo unde stăm putință din punct de vedere al legalității, vă sunt alături. Cam atât am avut. Mulțumim. Dacă domnul primar a făcut o referire la guvernul Boc, care a asistat indemnizația în 2011, vreau să spun, așa cum a spus în data de 5 la Palatul Victoria, când a fost în delegație pentru a discuta cu primul ministru, eu am și acum am credința că primul ministru nu cunoaște în totalitatea ei ordonanța 95 și cineva l-a dezinformat și nu chiar nu știe, probabil că între timp s-a documentat, dar nu știe atunci ce-o semna. Pentru că vă citesc numai un paragraf din articolul 29 alineat 1 din statutul PSD-ului. Se zice PSD-ul, PSD, fidel idealurilor Revoluției Române din decembrie 89, acționează pentru cinstirea eroilor martiri, a urmașilor acestora, a răniților, a luptătorilor și participanților la acțiunile pentru victoria Revoluției din decembrie 89. Acest mesaj a fost transmis de Victor Ponta, are semnătura pe el, este o copie, și nu cred că în cunoștință de plină de cauză a semnat această ordonanță de urgență. De aceea facem încă o dată apel pe această cale să revină la normalitate și să facă numai ce a promis în 21 decembrie. Domnul deputat. Plus titlul acela de anticomunist. Aia revenim la ea. Da, mulțumesc. Salut prezența tuturor, domnule primar, domnule senator, domnilor deputați, doamnelor și domnișoarelor, stimați reprezentanți mass media și, nu în ultimul rând și cel mai important, domnilor luptători de Revoluția Română. Mai departe de cuvintele frumoase sau potrivite care le spunem astăzi, deci cred că demersul nostru comun este foarte important și cred că mai departe de parlamentarii care astăzi suntem prezenți, unii lipsind din diferite motive,
veți găsi într-un mod covârșitor sprijin la București și noi vom face să fiți convinși fiecare dintre noi de mersul respectiv, de a dura semnături, de a fi alături de dumneavoastră. Acum, mai departe de procedură, sunt trup și suflet alături de noastră, pentru că am fost un luptător în Revoluția Română, am avut arma, am tras trei gloanțe, sunt cu declarații la procuratura militară, la toate procedurile, am stat trei zile și trei nopți în Casa de Cultură de vis-a-vis, am vrut la fric, teamă alături de noastră, pentru că așa a fost, oricât curaj ar fi avut, oricare, oricum ne temeam. Această ordonanță este greșită și mă refer la articolul 1. Articolul care spune că Revoluția a încetat, vrea să arată acest articol, că Revoluția a încetat în momentul în care dictatorul a fugit. Nici gând. Eu cred că Revoluția, în cel mai, să spun fericit, caz, a încetat în momentul în care dictatorul a fost împușcat. Pentru că forțele fidele, cei care au crezut, au luptat, care știu eu ce obligații, contracte aveau, a fost momentul în care s-au retras și au abandonat. Cred că acela a fost momentul și nu pot spune că Revoluția a fost doar acolo unde s-a murit până la momentul în care a fugit, iar peste tot s-a înves 13 morți, care nici azi nu știm exact de ce a murit și cine a împușcat, și 31 de răniți. Aici a fost un martiriu la Turda, a fost o luptă adevărată și Turda, alături de multe alte orașe, au dat greutate acelui moment și au făcut ca această mișcare masivă a cetățenilor să apropie armata și să fie și armata trup și suflet și să fie convinși cu toții de la comandat la simplu militar că e nevoie de o schimbare în România. Că s-a terminat cu dictatura și că vrem democrație cu toate părțile bune sau mai puțin bune. Acum, domnul primar a spus bine, mai departe de orice partid politic sau de funcție, e nevoie de un consens. Dorim cu toții ca dumneavoastră, Turda, ca să stăm la Turda, și sunt convins că dacă această ordonanță va fi acest articol modificat, nu doar Turda, vor fi și alte localități care vor beneficia. Deci, cred că trebuie să facem o adresă clară în care să-i prezentăm domnului prim-ministru cum stau lucrurile. Probabil, într-un volum extraordinar de informații, de un volum de lucru, în care lucrând pe buget, lucrând pe diferite direcții, cineva a pus pe masa dânsului această formă, dânsul a acceptat-o și probabil, în urma unor discuții, se va putea modifica acel articol care să redea drepturile dumneavoastră și altora în țară. Suntem alături, părerea mea proprie și personală, că trebuie făcut un demers cu o adresă exactă, voi fi semnatari, sunt convinși că și colegii mei, și la București să adunăm cât mai multe semnători, prin care acel demers atrag atenția că sunt oameni care au dat România o șansă, șansa de a fi un stat democratic, cu granițe libere, cu posibilități economice, cu piață liberă economică, cu tot ceea ce implică democrația și capitalismul și o formă dezvoltată, și că s-a terminat cu comunismul datorită acestor oameni. Sunt convins că vom face un demers bun care va da rezultate. Nu pot garanta, cum nu poate nimeni garanta, dar nu cred că cineva, în momentul în care se va explica domnului prim-ministru, celor de lângă dânsul, care este realitatea, ce s-a întâmplat la Turda, ce s-a întâmplat și în alte locuri, că nu se va reveni asupra acestui articol. Ordonanța nu poate fi abrogată decât la sesizarea avocatului poporului de către Curtea Constituțională, dar noi nu ne dorim asta. Noi ne dorim modificarea acelui articol care să arate că Revoluția România a încetat la data când dictatorul a fost împușcat. Sunt la dispoziția noastră, mulțumesc de invitație, am fost și voi fi întotdeauna luptător alături de noastră. Am fost un copil tânăr, rebel, eram, la cu sinceritate, am avut prieteni răniți și mă dorea că n-am fost rănit. Dumnezeu a fost bun cu mine, dar în rebeliunea mea n-am fost să-mi ridic acel merit, acea diplomă de revoluționar, dar oricum, trup și suflet alături de noastră. Mulțumesc pentru invitație. Spuneam la început că... Iertați-mă, o secundă mai revin. În 2013, în decembrie, alături de domnul senator Cordoș, aici, în fața noastră, am avut angajamentul că vom face o adresă la București. De aceea vă spun că în februarie 2014, când are început activitatea, am depus interpelare în Parlament, în care m-am adresat în Deopchilor, o secundă, te rog frumos.
iertați-mă că mi-am uitat, în care m-am adresat domnului prim-ministru Victor Ponta și spune așa: Stimate domnule prim-ministru, este bine cunoscută aprecierea justă pe care o aveți pentru victimele regimului comunist și intenția noastră de a arăta respect și solidaritate față de acești oameni, prin adoptarea unui set de măsuri menite să compenseze nedreptățile și ororile la care au fost supuși în închisoare din regimul politic, sordid și inuman. De asemenea, este binecunoscut sacrificiul luptătorilor din Revoluția Română din decembrie 1989, datorită căruia poporul acestei țări și-a recucerit demnitatea și libertatea. Faptul că astăzi România este un stat democratic în care toate libertățile fundamentale sunt respectate, faptul că România și-a redobândit poziția într-un sistem de valori care recunoaște meritul și valoarea națiunii române prin aderarea la cel mai puternic, mai sigur și mai eficient sistem de securitate NATO, faptul că România face parte acum din marea familie europeană în calitatea sa de membre a unei uniuni economice și politice unice în lume, fundamentate pe valori precum demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, stat de drept, respectarea drepturilor omului, faptul că au dispărut controlele la frontieră dintre statele membre UE și cetățenii români au libertatea de a circula liber pe aproape tot continentul, alegând să trăiască, să studieze și să muncească în spațiul UE, faptul că avem acum posibilitatea de a ne promova valorile culturale, istorice și tradiționale românești într-un context larg european și mondial, și de a cunoaște totodată diversitatea patrimoniului cultural european și nu numai, toate acestea li se datorează în totalitate acestor oameni simpli, dar curajos, care în decembrie 1989 au simțit că valorile pentru care își dau viața sunt mai importante decât însăși viața lor. Apărarea ființei neamului, a demnității naționale, a credinței în Dumnezeu pentru viitor fericit al României. Nu ne vom ridica niciodată la înălțimea lor decât acordând recunoașterea cuvenită meritului și sacrificiului lor. Să nu transformăm legea recunoștinței într-o lege a uitării și a nerecunoștinței față de acești eroi. Domnule prim-ministru, în virtutea acestor fapte, vă rog să precizați când veți depune în drepturi plata indemnizațiilor revoluționare cu merite în Revoluția Română din 89. Este o interpelare, o adresă directă primului ministru. Mulțumesc mult de tot. Din păcate, deși legea prevede ca în 30 de zile să primești răspuns la adresă de pe ales prim-ministru, eu nu am primit răspuns. L-aș fi făcut public răspuns, indiferent care ar fi fost. Și de aceea, în decembrie, am revenit cu, probabil încă o dată, aglomerații, nu pot să condamn, am revenit cu adresa domnului prim-ministru și în paralel cu o adresă în care am explicat situația domnului Eugen Coricea, ministru, în relația cu Parlamentul, și cerând acest răspuns. Când voi primi acel răspuns, îl voi face bine. Am vrut să spun că așa cum am povestit, cum am promis, am făcut demersul respectiv. Mulțumesc. Așa cum spuneam când l-am prezentat pe domnul primar Ștefănie și în calitatea dânsului de lider al Partidului Național Liberal, tot așa, în aceeași idee, l-am invitat și pe celălalt lider al un alt mare partid care împreună cu PDL-ul conduc destinele României și a românilor, domnul Cristian Matei, căruia îi mulțumesc pe această cale că a onorat cu prezența invitația noastră. Vreau să spun că noi, vis-a-vis de ordonanța 95, avem supărarea aceea că domnul secretar de stat Adrian Sanda, prin semnătura primului ministru, la punctul 4, a introdus luptătorul cu rol determinat. Și aici totul este ok. Cei care în perioada 14-22 decembrie au avut un rol determinat în declanșarea și victoria Revoluției Române din decembrie 89 și au pus viața în pericol în confruntările cu forțele de represiune, au ocupat și apărat obiective de importanță deosebită care au aparținut regimului totalitar, doar aici vine și îngrădește. Doar în localitățile în care în urma acestor acțiuni și confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute până la fuga dictatorului. Ori aici legea aceasta se referă strict la Timișoara și încă două orașe din România. Noi am spus-o și o repet încă o dată, noi suntem de acord să facem curățenie.
Acesta este motivul principal pentru care eu am invitat aici cu foștii mei colegi de la Revoluție, cei care am avut curajul ca până la fuga lui Ceaușescu să înțeleagă toată lumea bine, am intrat și am ocupat sediul de partid. De la noi, aceștia care vedeți aici în sală, poate să plece curățenia. Pentru că toți știm ce am făcut, toți știm oamenii care au fost lângă noi când, și cei care au mai avut din stradă, că numai noi am intrat aici, că au intrat mulți. Aurel Șandru știe foarte bine că și el a fost unul dintre oamenii care au intrat în sala mare, în primărie aici. Și putem să facem curățenie, dar să ne dea cadrul legal. Mulți dintre oameni politici spun că printre revoluționari, și asta este motivul principal pentru care populația, că așa este, când vrei să dezbini și să faci ceva, arunci zvonuri din astea alarmiste și au zis că între noi sunt impostori. Eu nu neg că nu sunt impostori și oameni care nu au avut un rău determinant sau nu și-au jertfit viața, adică n-au riscat prin acțiunile lor în timpul Revoluției, dar trebuie depistați. Trebuie să ne dea cadrul legal, pentru că nu noi, Popescu sau ceilalți președinți de asociație au fabricat revoluționari, ci a fost atâtea comisii, o să vă arăt, eu am aici trei certificate. Certificat din 92, certificat din 97, certificat din 2004. Acestea toate au trecut printr-o comisie parlamentară. Nu o comisie care, o spune acum domnul secretar de stat aici la ordonanță, formată din 5 lucrători de la Secretariatul de Stat, care 3 dintre ei au probleme cu alcoolul. Noi am fost trecuți prin... Am fost trecuți prin comisii parlamentare, comisii guvernamentale, în care era procuror, era ministru, reprezentantul Ministrului Sănătății, Ministrului Justiției, a Ministrului Muncii, a Parchetului General și mulți reprezentanți ai ministerelor din și a Ministerului Apărării. Deci noi am fost verificați fiecare de aceste comisii. Plus, după ce ne-au verificat aceste comisii, pleca dosarul la Camera Deputaților, la Comisia pentru Revoluționari, unde era, acea comisie era formată, domnul senator, din câte mi-aduc aminte, din 11 parlamentari, senatori, și erau una dintre comisiile mixte ale Parlamentului, și fiecare dosar era așa acolo luat și purecat. Ori acum, în ordonanța 95, ne purecă 5 angajați de la Secretariatul de Stat. Vorba lui Mircea, poate și femeia de serviciu să facă parte din acea comisie. Cum să mă verifice pe mine unul din ăla care poate nu a fost la Revoluție? Noi am venit cu niște propuneri și o să la sugestia domnului deputat Irimie, o să facem un material până când plecați la București, un material pe care să plece de la Turda ca și o propunere pentru modificarea. Sunt niște categorii de revoluționari care trebuie excluși. Neapărat trebuie excluși. Sunt cei care au certificat de pe legea 42, dar nu au certificat de pe legea 42, pentru că asta este o condiție primordială, să ai certificat pe legea 42. Numai aceia care aveau certificat pe legea 42 erau preschimbate prin legea 341. Cei sunt mulți. Vreau să vă spun că sunt foarte mulți revoluționari în România. Un caz a apărut aseară pe Crol acolo și un pericol mare pentru România, că un om care de așa importanță, fostul senator Tony Grebel, care este la Curtea Constituțională judecător, să fie părtaș cu să fie făcut ce zice că a făcut. Acest Tony Grebel are certificat de revoluționar pe legea 341 și nu figurează nicăieri. Căutați în toate analele monitoare oficiale din România că nu-l găsiți ca revoluționar. El are certificat pe legea 341 eliberată în 2000. Ori noi am strigat la primul ministru, i-am răgușit. Să tragă linie. Toți cei care au certificat emise pe legea 42 sunt până în 97. O tras linie la 97 și o să vadă că ajunge exact cum a spus domnul ministru Liviu Pop,
că, domnule, noi am alocat banii pentru 6.000. Noi suntem vreo 5.700, dacă trage linie la anul 1997. Dar nu se dorește, pentru că sunt, îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar deja am ajuns la o fază când nu mai trebuie să ne ferim. Sunt foarte mulți parlamentari, luați arhivele sau luați la Parlament și să vedeți cât sunt, că deja sunt de ordinul sutelor acolo, care și revoluționari. Mulți dintre ei au certificate luate pe ușa din dos. Pare rău că trebuie să o spun, dar trebuie să o spun. Pentru că aruncă, din cauza lor, aruncă cu mizerie asupra mea și a colegilor mei, care chiar ne-am riscat viața atunci. Că nu știai, că zice, domnule, o fugi Ceaușescu. De unde știa Adrian Sanda sau prim-ministru că Ceaușescu, când s-a urcat prin elicopter, nu s-a dus la Znagov să bea o cafea și să reîntregească trupele de securitate sau, bă, nu știu cine să... Am mai o categorie care trebuie eliminată, este acelor revoluționari care au sentințe definitive de colaborare sau au fost informatori ai securității ca poliție politică. Și noi, turda, am venit de vreo 4 ani, 5 ani, strigăm, am venit cu un amendament. Ca să fie o reparație morală și de bun simț, să vadă că pleacă de la noi, am zis, domnul, sunt între noi foarte, foarte mulți revoluționari care au semnat angajament cu securitatea, au avut nume conspirativ, dar îți lăsați deoparte că, zice, domnule, nu au dat informații care să convergă la poliție politică. Ori, dacă noi suntem cinstiți unii cu alții, domnule, de ce ai dat? De ce ai dat angajamentul la securitate și tot dar nu-i conspirativ? Dar să vorbești cu ei, să dai pe unul și patru în primire, nu? Să elimine și pe aceia. De asemenea, cei care au fost în serviciu comandat. Tot așa, sunt depuse și acum, deja s-au depus la Parlament, pe când ajungeți o să găsiți acolo lucrări, cei care au fost în serviciu comandat. Ăia, dacă se întorcea Ceaușescu, nu avea nicio treabă, că au fost în timpul serviciului. Nu-i împușca ca pe noi. Și o a patra categorie sunt toți cei care au dobândit un certificat pe legea 42, dar după anul 1997. Cum am spus la început, acolo, dacă la 97 trage linie, să face curățenie, nu zic 100%, dar 95% să face curățenie. De asemenea, astea sunt categoriile care am zis noi că ar trebui excluse din legea 341. Susținem, de asemenea, punerea de urgență, dar pun pe primul loc, abrogarea ordonanței de urgență 95/2014, care este neconstituțională, punerea de urgență în drepturi a tuturor posesorilor de certificate eliberate în baza legii 42 și a brevetelor semnate de președintele României în perioada 1990-92 și perioada 1996-1997. Principalele certificate care s-au eliberat în perioada 1990-1992 sunt de genul acesta. Acestea sunt primele certificate care au fost eliberate în țara românească. Aceste certificate au fost însoțite de brevetul semnat de președintele României. Cu timbru sec, bineînțeles, cu... În 1996, tot din zona noastră a Clujului, domnul senator știe bine, a plecat datorită faptului că la Cluj colegii noștri luptători în Revoluție nu au fost introduși în niciuna dintre legile respective, s-au făcut demersurile necesare. Și în 1996 s-a reînființat Comisia Legii 42 doar pentru Cluj și pentru Sibiu. Vă aduceți aminte, domnul senator? Da, am vorbit. Așa. În momentul în care s-a deschis în 1996 legea 42 pentru Cluj și pentru Sibiu, oamenii inteligenți din zona politicului au profitat. Și atunci, cu valul acela, pe lângă Cluj și Sibiu, au intrat pe bandă rulantă, profitând de faptul că s-a deschis această comisie, au intrat și s-au făcut o sumedenie de revoluționari.
care sunt în afara legii. Deci aceia trebuie, dați deoparte. În principiu, acestea ar fi primele constatări. Noi putem purta un dialog mai mare, mai amplu, dar aș dori să dăm cuvântul și domnului senator Cordoș, care este susținătorul nostru și prietenul nostru de ani de zile, și pe rând vorbim fiecare și mai completăm. Da, mulțumesc, domnule președinte, dragi luptători, parlamentari, domnule primar, distinși participanți. Chiar dacă pe 25 de ani încă vorbim de Revoluția Română, încă vorbim în contradictoriu de anumite lucruri care s-au întâmplat atunci. Este foarte clar că a fost unul dintre cele mai importante evenimente ale istoriei României și poate că, sau trebuie să și spunem, că dacă la un moment dat se spune că nu facem politică, nu facem politică pentru că a fost un eveniment politic, a fost un moment politic pentru că s-a dorit la urmă schimbarea regimului, s-a dorit schimbarea actului politic și a tot ceea ce înseamnă conducerea acestei țări. Este foarte ușor pentru unii să vorbim probabil acum, însă cei care atunci au fost acolo, nu știu dacă cineva poate să discute sau să simtă ceea ce a simțit dumneavoastră. Nu spun pentru că suntem astăzi la astfel de dezbatere, am spus-o în ultimii 25 de ani de nenumărate ori și întotdeauna când am avut ocazia alături de mulți alți colegi, am susținut atât în Comisia de Muncă, cât și în Comisia Mixtă Parlamentară toate aceste lucruri. Eu cred că astăzi trebuie să mai spunem două, trei chestiuni. Cu toții suntem de acord că această ordonanță nu este în spiritul Revoluției Române și din greșeală sau nu știu dacă ați fost suficient de consultați înaintea emiterii acestei ordonanțe, dar este clar, așa cum spuneam, că ea nu vine să aducă o lumină în plus. Chiar dacă vorbim aici de recunoștință, în această ordonanță se face trimitere inclusiv de anticomunistă de la Cașov, se face vorbire despre copiii și despre urmașii, de fapt, ai luptătorilor și ai revoluționarilor, care aduce și câteva elemente de îmbunătățire. Semnul meu mare de întrebare este chiar dacă astăzi am vorbit și cu domnul secretar de stat, Adrian Sanda, și cu ministrul pentru dialog, Liviu Pop, despre aceste lucruri spunând și cu această ocazie m-au rugat să vă transmit și salutările lor și dacă probabil i-am fi invitat de ceva timp, de câteva zile mai mult, ar fi fost unul dintre ei prezenți aici. Dar știu că am vorbit în președinte cu ei, cred că și astăzi sau aproape în fiecare zi. Există un secretariat de stat unde probabil, eu nu știu, ce faceți dumneavoastră regulile acolo. Și asta n-am înțeles niciodată și nu o să înțeleg nici acum. Tot vorbind, am făcut foarte multe, s-au făcut foarte multe amendamente. Nu știu unde s-au făcut, dar trebuie să facem o evidență și să avem o situație cu ele. Poate noi, cei care suntem astăzi parlamentari, 14 parlamentari ai Clujului, iată, suntem 4 astăzi aici, ne putem nici noi de aia suntem aici, pentru că suntem până la urmă acolo, datorită rolului important pe care dumneavoastră l-ați avut în această revoluție. Pentru a schimba împreună. Nu suntem de capul nostru, nici unii, nici noastră, nici noi, nici ceilalți. Iar a pune acum semne de întrebare de ce ați făcut și cum ați făcut, este o lipsă de respect, indiferent din partea cui ar veni aceste lucruri. Dar încă o dată revin și spun, nu vreau să dau vina pe nimeni. Am vorbit astăzi cu jumătate de oră cu Sanda și i-am spus de 11.000 de ori. Și am spus și fostului secretar. Întotdeauna acolo au fost alte interese decât interesele emoționale. Și nu știu de ce. Și asta numai dumneavoastră puteți. Am văzut, ați ieșit de stradă, ați făcut greva, ați făcut greva foamei. Dacă considerați
aliniem sau venim lângă dumneavoastră cu toate aceste demersuri pe care le faceți. Asta înseamnă și prezența noastră aici. Acum, sigur că nu vreau să intrăm nici în politică, cum s-a spus aici și nici în istoria prea îndepărtată. Este foarte clar, noi începem activitatea de săptămâna după data de întâi. Săptămâna viitoare la Brașov vom avea o reuniune a grupurilor parlamentare și eu vă asigur că alături de colegii mei vom ridica și acolo a grupurilor parlamentare PSD și PC și UNPR, vom ridica și acolo această situație și încă o dată vom solicita ca prin legea de aprobare a ordonanței 95 să modificăm. Eu nu cred neapărat. Pot fi două variante. Fie să se renunță la această ordonanță și este mai greu, fie să modificăm prin lege. De aceea, materialele pe care le-ați trimis nu de mult, domnule președinte, eu le-am văzut și eu. Știi că ați discutat și personal, secretarul de stat spune că ușor s-au înțeles lucrurile greșit, a venit și a adus niște argumente în acest sens. Să le vedem și acele lucruri, să facem încă un material. Spuneam Mircea, a depus acea interpelare, sigur, fiind în afara activității de plen, și aceste interpelări merg ușor, mai greu, fără să caut o vină a cuiva, pentru că orice parlamentar poate depune oricând o interpelare, o întrebare, dar probabil că asta a făcut să dureze ceva mai mult. Iar din tot ce am discutat și la nivel politic, se dorește dreptarea acestei ordonanțe. Dacă vreți, încă o dată vă spun punctul de vedere. Ea n-ar fi trebuit să existe așa, dar acum, dacă tot o avem, trebuie să o schimbăm. Și eu cred că cel mai bun lucru, prin amendamentele care se desprinde aici, noi cei patru parlamentari o să discutăm și despre ceilalți. Am vorbit ieri și astăzi cu deputatul Cornelitu, cu Aurelia Pistea. Nu sunt prezenți la ei, dar și ei vor susține tot ceea ce noi aici în noastră mai nu putem nici să facem. Deci această ordonanță realizează și câteva lucruri bune, pentru că ne întoarce foarte puțin în istoria, nu îndepărtată. Și aici spunea și domnul primar. Eu aș putea să spun, pe lângă multele tăieri care le-a făcut guvernul de dreapta, a făcut și această prostie. Dar eu cred că are și un dram de adevăr. Cred că trebuia făcut ceva. Pentru că dumneavoastră, mulți veniți și spuneți, dom'le, nu e bine, sunt prea mulți, sunt unii apăruți după nu știu când, după nu știu ce. Adică, cred că trebuia făcute. Probabil că momentul nu a fost cel mai bun atunci. Sau probabil că și atunci s-a făcut o greșeală, după mine, mult mai mare decât acum. Apoi, cred că trebuie să înțelegem foarte clar. Nimeni nu a spus turda. Sigur, indirect prin acel articol, rezultă că oarecum turda. Nicăieri nu face vorbire că turda este scoasă de undeva. Am vorbit și de acele amendamente. Eu vom face mai multe amendamente, dacă vreți. Cel mai, sau nu știu, unul dintre ele, ca și turda, să fie prins alături de celălalt oraș. Dar nu cred că asta rezolvă situația. Nu cred că trebuie să ne intereseze doar turda. De aceea, sigur, turda primată. Până trebuie să ne intereseze spiritul Revoluției și la nivel general, pentru că este ordonanță și o lege. Și aici vorbim de mai multe legi, nu numai de una sau de două. Nicăieri în actul, în corpul ordonanței de urgență, 95, nu face trimitere nicăieri că se abrogă celelalte legi. Vă spun și vă garantez, nimeni nu ia niciun certificat la nimeni. Și am vorbit și la Cancelarea Primului Ministru astăzi, pe lângă la Secretarul General. Am vorbit cu Secretarul General, cu domnul Moran, tocmai pentru a mă informa încă o dată în afară, de a fost în presă, foarte puțin a apărut despre aceste lucruri. E clar că este o eroare și e clar că trebuie îndreptată. Deci aceste lucruri nu se iau. Adică un lucru care s-a vrut să se pună în plată. Eu am spus aici când am luat cuvântul la acel eveniment de comemorare și am spus foarte clar, pentru că am verificat în buget, alături de colegii mei, și avem și există banii prinși pentru ca de la 1 ianuarie. Și atunci mi-am spus că eu știam că este în lucru această ordonanță. Sincer vă spun, nu credeam că nu credeam că nu este în spiritul celor discutate de către noi. Și că cineva acolo, și dacă vă aduceți aminte, am spus chiar în cuvântul meu, deși unii nu vor să întâmple aceste lucruri. Care sunt acei unii? Vom vedea că poate ați văzut, astăzi vorbești și mâine nu mai apuci să vorbești. Vom vedea dacă cei care vorbim aici mai apucă și mâine să vorbim. Dar asta deja e o altă discuție. Dar este foarte clar, nu banii sunt pe primul.
dar o recunoștință a României și a societății românești pentru cei care și-au jertfit viața și și-au pus viața în pericol, trebuie să existe. Și una dintre ele este această recompensă, dacă vreți, și materială. Nu trebuie să fugim de aceste lucruri. Deci eu cred că primul ministru și mulți dintre din jurul dânsului au fost de bună credință când au făcut pentru a debloca situația creată. Pentru că deja sunt câțiva ani în care nu s-au mai dat aceste drepturi. Eu cred că a fost de bună credință. Sigur, acum pe aceste lucruri putem să mai discutăm. De aceea, în final, eu să vreau să stabilim două, trei elemente astăzi și poate mai apar câteva după ce mai dezbatem și sper să le avem în momentul săptămâna viitoare, vineri, pe data de 30, să le avem în discuția noastră de la Brașov. Am să închei spunând doar atât. Demersurile parlamentarilor și a noastră sunt clare. Interpelări, întrebări le facem pentru că ele creează o presiune corectă și firească a dumneavoastră prin noi către executiv prin controlul parlamentar. Apoi amendamentele pe care le vom stabili aici, că le vom depune. Și nu în ultimul rând, votul nostru la aprobarea ordonanței de urgență 95. Și eu o să cer și la birourile permanente unite să, și colegii mei trebuie să o facă la fel, să intre în procedură de urgență aprobarea, așa cum este și ordonanța, deși își produce efecte, dar legea să vină tocmai pentru a face aceste corecturi și aceste modificări. Eu vă felicit pentru activitatea pe care o aveți. Tu, dar când spui turda, spui foarte multe, printre altele, una dintre cele mai puternice organizații din țară, de revoluționari, de luptători și tot ceea ce a însemnat Revoluția Română. Suntem un oraș, vreau să spun cuvinte mari, de aceste lucruri și, indiferent ce și cum vor spune alții, eu vă spun că în ce mă privește și cred că și colegii mei prezenți, vom susține și vom vota în spiritul Revoluției din 89 și a mandatului pe care dumneavoastră îl dați nou. Așa că poate noi ar trebui să vorbim mai puțin, poate dumneavoastră ar trebui să ne spuneți mai multe lucruri, dar sigur să cade să spun aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc și noi, domnule senator! Mulțumesc pentru invitație! O zi bună tuturor! Vă transmit și mesajul de simpatie și solidaritate a domnului senator Marius Nicoară, care acum se află la Iași și este în imposibilitate de a participa la această ședință. Aș aborda mai pe scurt, dar mai multe probleme. În primul rând, foarte scurta perioadă în care am fost consilierul președintelui interimar în 2012, prin Antonescu, m-am întâlnit cu reprezentanți ai revoluționarilor care erau nemulțumiți exact pe sistarea aceea din perioada regimului Boc. Acelor din București, nota bene, cei din piața universității, clubul și așa mai departe. Le-am spus cu umilință că, în primul rând, mi se pare că ea ar trebui să-și facă curățenie printre membrii, de vreme ce cu toții știm că, la un moment dat, un secretar la Secretariatul General vindea certificate de revoluționari ca precum bonurile de alimente prin anii 90. Mai mult. Unul a și ajuns în atenția organelor de anchetă. Ori fi fost mai mult. Doi la mână că ar fi nevoie de o nouă reglementare și a statutului și așa mai departe, pentru că prima dată faci curățenie în casă, după care deschizi ferestrele, după care reașezi mobilă. Din păcate, această reglementare, care este exact ordonanța care vă nemulțumește pe dumneavoastră, a venit odată cam târziu. Noi discutam în 2012, a venit doar în 2014, între timp lucrurile au stagnat. Și după cum se vede, nu are cea mai fericită formulare. Aici aș diferenția mai multe aspecte, rezultate din intervențiile dumneavoastră.
În primul rând, statutul revoluționar. Sunt de acord cu dumneavoastră că să introduci niște revoluționari mai revoluționari decât ceilalți nu prea are rostul. Pe de altă parte, eu personal fac parte din acea categorie care n-am luat parte la revoluție. Sunt un revoluționar de televizor, dacă doriți. Și care și-a format de-a lungul anilor o anumită opinie și despre evenimente, hai să nu folosim exact cuvântul revoluție, și despre cei care au participat de o parte și de alta baricadă. Dar care, din principiu, dacă e vorba de recunoașterea statutului de revoluționar, ar putea să fiu generos, dar dacă este vorba de anumite compensații financiare, atunci aș tinde să fiu mai puțin generos și să restând pe cât se poate într-adevăr la cei care au suferit într-adevăr în timpul Revoluției și după, adică în special familiile celor căzuți sau grav răniți în timpul evenimentelor. Asta apropo de revoluționari. Oricum, mi se pare profund incorrect. Poate că este legal, nu știu, dacă n-au fost niște făcături, poate că este legal. Dar mi se pare profund imoral ca revoluționari cu atestate în regulă să fie și cei în care s-a tras și unii oameni în uniformă care au apăsat pe trăgaci. Că la un moment dat nu mai știm cine este victima și cine este agresorul în acele evenimente. Din acest punct de vedere, cu milință vă spun, revoluția încă nu s-a terminat. Că cei care ați ieșit atunci, mă adresez revoluționarilor, cei care ați ieșit atunci în stradă, n-ați ieșit ca fiii ălora de atunci să ne conducă pe noi și fiii noștri. Nici n-ați ieșit în stradă ca urmașul sau urmașele serviciilor secrete odioase atunci să ne controleze și să ne conducă viața acum. Și n-ați ieșit în stradă pentru multe alte lucruri care acum iată că există și ne guvernează viața de zi. Dar dacă este vorba de acel episod scurt, sângeros, brutal, prin care poporul și-a spus cuvântul și s-a încercat oprirea poporului de a se exercita manipula, nu are importanță acum, nu discutăm decât despre evenimentul sine, nu despre cauzele mai adânci ale lui, atunci sunt de acord cu dumneavoastră că revoluția nu s-a oprit în 22. Și din acest punct de vedere, articolul respectiv care practic am să nu ne ascundem după degete, tot pică victimă a unui articol din această ordonanță pentru că aici morții care sunt pe revoluție au murit în 23, nu au murit în 22. Am avut o discuție telefonică cu un alt dimineață, cu un alt reprezentant al unei asociații de revoluționari care zicea, domne, da, eram tot de acord cu ordonanța și am spus, domnule, morții din 23 sunt tot atât de morți ca și morții din 22. N-are importanță că poate așa, la modul figurat, spunem, cei din 21-22 erau moții lui Ceaușescu, că are conștiință Ceaușescu, iar moții din 23 ai cui ori fi pe conștiință. Nu putem să spunem, sunt moții lui Iliescu, de care nu sunt moții Revoluției, sau ai CFSN-ului, sau unui comandant militar stupid, obtus sau incompetent, care a dat un ordin. Din acest punct de vedere, mi se pare corect, acum cât stăm aici la masă, că cel puțin acel articol trebuie amendat. Sincer, nu știu în care cameră este decizională și unde s-a oprit ordonanța. E un obicei mai vechi să lăsăm ordonanț parlamentar al celor care de regulă se află la putere. Să lanseze ordonanțele și să le judece, să le treacă prin vot cât mai târziu, că atunci au o mare șansă de a fi aprobate, că toți și-au făcut efectele între timp. Poate că aici, domnul Cordoș, cât timp se află în alianța de guvernare, poate eu, puțin mai încolo, dacă noi ajungem la guvernare, să accelerăm puțin demersul legislativ.
Oricum, ceea ce pot să fac este, în primul rând, să vă ascult cu atenție acum, dacă vor mai fi lor de poziție. Să vă citesc cu atenție materialul pe care probabil veți avea bunăvoința să mi-l trimiteți și mie pe e-mail. Și în momentul în care îl voi citi, să fac o interpelare exact pe ordonanța 95 către Secretariatul de Stat. În speranța că nu va trece anul până voi primi un răspuns, pentru a mă lămuri eu însumi asupra poziției mele de vot. Acum vă ascult pe dumneavoastră, dar de regulă, ca să ai o poziție echilibrată, trebuie să ascult și cealaltă parte. Ceea ce se poate omenește face, se va face. De către noi cei de aici și de către alți colegi ai noștri, pentru că la urma urmei, nu mai moral noi suntem acolo în Parlament, pentru că cineva totuși a pus pielea în joc în decembrie 1989, dar pentru că noi reprezentăm acolo poporul cu un cuvânt larg, dar inclusiv pe revoluționari și inclusiv pe familiile celor căzuți în Revoluție. De aceea trebuie să fim deschiși înspre a discuta și a încerca să promovăm interesele dumneavoastră, ale revoluționarii Tudor, în acest exemplu concret, în Parlament. Dacă a trecut deja printr-o cameră, acolo nu se mai pot pune amendamente, dar oricum în camera decizională e undeva la o comisie și atunci, indiferent că suntem deputați sau senatori de Cluj, acolo se pot depune amendamente. Sigur, voința majorității va decide în plen. Sigur, la nivel de lobby și adresare directă către guvern, se poate face ca în comisia respectivă reprezentantul guvernului, invitat din partea guvernului, să fie de acord cu aceste amendamente, pentru că așa merge în mecanismul parlamentar, majoritatea întotdeauna decide și majoritatea este influențată de către poziția corectă sau incorrectă a guvernului. Deci, ceea ce presupun că se va putea întâmpla va fi modificarea aceea cu 22, respectiv 23-24. Iar în rest, dumneavoastră chiar spuneați că sunt și elemente pozitive în această ordonanță, în special faptul că măcar îi dă odată drumul și mai curăță totuși puțin pletora aceea de invitați sau neinvitați pe listele revoluționare. Aș încheia doar cu o mică invitație. Domnul Irimie, cu cel mai mare interes voi aștepta să văd votul dumneavoastră când va trece la vot, că ați discutat despre foștii deținuți politici. Propunerea noastră de mărire a pensiilor foștilor deținuți politici, care acum primesc pensii, cei care au supraviețuit, desigur, de 10 ori mai mici decât comandanții închisorilor în care aceștia au suferit sau de către cei care au torturat acolo în închisori. Ceea ce este... Sunt puțini. Sunt evident că mai sunt puțini și la anul vor fi și mai puțini și măcar pe ăștia care mai trăiesc acum să le arătăm puțin respect. Pentru că la Revoluție nu mai știm cine a tras de ăștia. Sigur au fost în închisori și sigur că au suferit din cauza regimului comunist. Cu acestea închei, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și aștept materialul pe baza care am voi fundamenta părerea apropo de susținerea poziție dumneavoastră, așteptând după aceea să vedem ce zice și onoratul secretariat cu privire la poziția guvernului. Domnul deputat, vă mulțumesc. Să fiți convinși, cred că și colegii și nu... Domnul deputat, dragii mei, domnule revoluționar, domnule primar, domnilor parlamentari, stimați reprezentanți ai presei, reconfirmarea calității de revoluționar, obținerea din nou a tuturor drepturilor care se cuvin aceste calități, mi se pare un act de normalitate. Ceea ce mă deranjează este faptul că
Toată lumea discută despre ordonanța 95. Dar nu știu dacă nu cunoașteți faptul că săptămâna trecută Corpul de Control al primului ministru a primit chiar această temă de verificare a ordonanței 95, de verificare a tuturor organizațiilor din România, a organizațiilor care cuprind revoluționari. Turda pentru mine, ca și cetățean al municipiului Câmpia Turzii, este într-adevăr un oraș al Revoluției, un oraș de unde am avut de învățat și noi ca cetățeni apropiați acestui municipiu și cunoaștem cu toată sinceritatea aceste evenimente. De aceea să știți că cu sufletul și cu mintea suntem alături de Turdeni și oricând putem confirma evenimentele care au avut loc în acest municipiu. Domnule deputat, părerea mea este că această problemă este o problemă transpartinică. Indiferent din ce partide facem parte, indiferent ce orientări avem, avem convingerea că problema revoluționarilor este una a tuturor parlamentarilor din România. Deci, să fiți convinși că atunci când va fi nevoie de votul nostru, când va fi nevoie de gândirea noastră, vom fi cu toți coalizați în rezolvarea acestei probleme. Sper că actualul guvern va face un obiectiv prioritar în a rezolva aceste probleme ale revoluționarilor, dar în același timp am convingerea că trebuie să participați și dumneavoastră la această rezolvare prin transmiterea de informații și date corecte vis-a-vis de ce înseamnă cu adevărat un revoluționar, ce înseamnă cu adevărat un certificat de revoluționar obținut până în 97. Pentru prima dată când particip la o întâlnire de genul ăsta, fiindcă noi la Câmpia Turzii n-am avut evenimente deosebite, așa că mă bucur și vă mulțumesc pentru această invitație și vă spun cu sinceritate că subscriu hotărârii dumneavoastră și hotărârii colegilor mei de a vă ajuta în obținerea acestor doleanțe. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule deputat! Domnul președinte Matei, dacă doriți să spuneți două cuvinte. Da, vă mulțumesc pentru invitație, vă salut pe toți. Eu aș pleca de la o altă premiză. Se pare că sunt mai pragmatic, dar mie mi se pare normal că în țara asta e 25 de ani, corectăm legi prin ordonanțe de guvern, rapid, poate negândite, poate făcute pe picior, care afectează în fond și la urmă ormei populația României. Eu vă cunosc pe toți, pe fiecare în parte. Voi mă cunoașteți pe mine, fiind de atâția ani aici. Știm ce ați făcut, știm ce am făcut. Tot probabil am fost cu arma în mână. Eu lucram la stațiune de cercetări agricole la momentul respectiv. Am stat 3 zile și 3 nopți acolo cu toți colegii mei. Ne-am dus nici acasă. Voi ați circulat între glanțe, pe străzi, printre taburi și nu înțeleg de ce trebuie să ajungem să avem 3 certificate revoluționare. Înseamnă că voi ați trecut prin astfel de schisme, nu odată. Eu știu cât v-ați luptat cu celelalte organizații. Știu că până la urmă voi, între voi s-a făcut o selecție, părerea mea, finală, o selecție finală de mult timp. Nu înțeleg de ce ajungem iar. Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Sanda. După cum bine știți, am fost coleg de cu dânsul la Ministerul Comunicațiilor. Domnul Sanda este altul ca director, domnul Sanda este altul ca secretar de stat. Sigur, acolo nu știm cine a făcut, cine a conceput această ordonanță. Eu nu sunt convins că el, probabil o trupă de juriști. El a achiesat la problema asta fiind secretar de stat în guvernul Ponta. Dar ținând cont și de ce ne-a arătat domnul președinte Popescu, acea hârtie prin care Ponta, în calitate de președinte PSD, recunoaște revoluția. Sau să zicem, cum spunea domnul Latin, poate nu a fost revoluție, poate a fost niște evenimente sângeroase, le recunoaște și recunoaște și revoluționari. Eu nu cred că sunt printre voi oameni care nu merită să aibă acest certificat. Și mai mult,
aceste certificate, faptul că voi sunteți revoluționari de la 90 încoace, da? A produs niște efecte. Atât materiale, cât și juridice, cât în mod normal, conform unor principii de drept, ceea ce a produs efecte, nu mai poți să recuzi. S-a întâmplat, s-a întâmplat. Și mai mult, sunteți o mână de oameni care vrâne, vrâne ducem. Și nu o să mai fiți. Și atunci poporul român, probabil, că va fi scutit de aceste avantaje, să zicem, pe care vi le-ar putea crea astăzi și pe care are obligația să vi le creeze. Eu am fost totdeauna un susținător al vostru, totdeauna cu cât am putut am ajutat. Poate că trebuia să am și eu certificat, cum spunea Mircea. Dar nu ne-am dus să ne luăm. Cert este că ceea ce va da nația română trebuie să, adică nu mai poate să vă ia. Și mă bucur că ați făcut aceste gesturi la București, cu toate că eu nu le consider normale să intri în greva foamei pentru un drept normal. Cred că era mult mai bine convocați parlamentarii mult mai repede să-și facă datoria să meargă acolo, că noi am trăit acolo și eu zic că pe cale diplomatică s-ar fi aplanat mult mai repede. Dacă în 2015 ești obligat să faci greva foame, dar putea să mai primești și un glunte din greșeală și acolo la greva foame, înseamnă că Revoluția Română nu s-a terminat. Eu cred că e cazul ca Revoluția Română să înceteze și cred că ar fi foarte normal ca voi parlamentarii să începeți să cereți să se nască un sistem legislativ solid unde o lege se poată activa și să aibă sort de zbândă zeci de ani, nu câteva zile sau câteva luni. Cred că e momentul să trecem la etapa asta în România, să intrăm în normalitate și statele occidentale de atât de multă putere, încă sistemul legislativ este mult mai solid. Am atât am avut de spus și vă doresc succes. Pot să vă spun că am emoții. Când s-a constituit legea 42, adică am constituit asociația în primul rând, niciunul nu ne-am gândit că, de fapt, această asociație va beneficia de drepturi și de tot felul de avantaje. Deci, suntem aici, toți care suntem în această asociație, la momentul 1992, respectiv 91 decembrie, nu am pornit și constituit Asociația Revoluționarilor pentru că ni se va conferi ceva drepturi. În 1992 s-a dat legea 42 în care n-am avut niciun drept și niciun beneficiu vis-a-vis de această lege. În momentul în care a venit legea 341 pentru preschimbarea certificatelor, în normele de aplicare a legii 341, automat s-au creat și acele zise drepturi. Drepturi care unii le-am obținut în totalitate, adică unii le-au obținut în totalitate, alții le-au obținut parțial sau poate chiar numai acea indemnizație, care în guvernarea Boc mi s-a tăiat. Acum, antevorbitorii mei au punctat o problemă, sigur, foarte importantă. Pentru că la Revoluție care a fost la Revoluție, într-adevăr, nu-s normal la cap. Deci ăia, dacă vă uitați la ăștia care ies aici, celula nervoasă nu se reface. Deci nervii ăia, stresul ăla și momentele alea nu le poate uita niciun. Mai mult s-au răsfrâns și asupra copiilor sau asupra familiei. Dovadă că avem între noi probleme dintre colegii care avem, nu numai din Turda, că și din România, sunt care au rămas cu sechele după Revoluția din 1989 în cadrul familiei. Dar nici odată nu s-a întrebat nimeni
că de fapt de ce au avut probleme nervoase sau psihice, mai bine zis, un revoluționar. Li s-au spus că au fost nebun. Nebun pentru că chiar domnul deputat spunea că dânsul a făcut o revoluție de la televizor și nu este condamnat deloc, că nu numai dânsul. Marea majoritate a populației României și a Europei au văzut revoluția la televizor. Dar cei care s-au implicat și care au fost acolo, la ea acum încearcă, zis pe românește, să ne rupă macaroana, să ne mai blameze încă o dată, să ne mai facă de rușine în fața țării și a întregii Europe până la urmă. Că după Revoluția franceză, astăzi, cei care sunt moștenitori, adică sunt urmașii revoluționarilor de la Revoluția franceză, au niște indemnizații sau niște drepturi care sunt moștenite din generație în generație. La noi, sigur că s-au stopat și s-au zis în 341 că beneficiem de cutare, cutare. Nimeni n-a menționat că, de fapt, ar trebui să fie transmisibilă copiilor, soților și urmașilor acestora. Pentru că cei care au fost la Revoluție au suferit. Acum, în paragraful legii care, ordonanței care au fost dată, domnul Popescu a menționat toate punctele, dar unul din punctele cele mai importante începe cu titulatura ordonanței, este omis cuvântul de anticomunism. Păi noi am luptat împotriva comuniștilor, nu împotriva lui Stan Păpușă din stradă. Deci când am intrat în Comitetul Municipal de Partid, noi am dat un sistem jos și i-am hâșit pe comuniști, practic. Și am luat frâiele orașului în mâini și l-am condus. Și am demonstrat că acea foaie de turda care a fost făcută înaintea tuturor, a fost semnată și semnată de cei care au fost în sediu, dar este tipărită la tipografia din Turda și se știe foarte bine că a fost în data de 22 tipărită. A doua zi să fie informați cetățenii municipiului Turda că de fapt să meargă liniștiți la muncă, să nu spargă unitățile comerciale și să fie liniștiți că vor avea toate la dispoziție. În Comisia Sergiu Nicolaescu, Turda este prevăzută la punctul numărul 15, unde sunt menționate evenimentele, cum s-au deplasat de la fabrici, au ieșit, așa s-au întâlnit la podul Ariașului cu tancul, tăte, cum s-au manifestat, tot absolut. Și în condițiile în care în acea comisie la Sergiu Nicolaescu sunt menționate toate astea, inclusiv câți morți și răniți. Eu acum viu cu o propunere ca să facem demersurile necesare și orașul Turda, prin morții care i-au avut la Revoluție și răniții care îs menționați, să devină oraș martir. Deci, oraș martir avem în țară în care au fost 5 morți sau 3 morți. Deci eu am punctat, nu nominalizez, ca să nu greșesc. Și în condițiile în care să fac demersurile, municipiul Turda să rămână în istorie ca oraș martir. Nu se poate ca, mă rog, Popescu i-a ajutat în momentul în care a fost, că nu a spus, dar eu trebuie să spun, că nu pot să nu spun. Popescu i-a ajutat pe Clujeni și s-a făcut oraș martir municipiul Cluj, datorită faptului că Popescu a fost angajat cu SSPR-ului și a marșat pentru ca să fie și să devină oraș martir.
Și în încheiere vreau să vă fac următoarea mențiune vis-a-vis de lege. Punctual la lege. Deci, nu că nu aș vrea să fie abrogată această lege. Aș vrea să fie abrogată, vreau să se facă curățenie și vrem tot să se facă curățenie, dar acel revoluționar cu rol determinant până la fuga lui Ceaușescu este o găselniță, așa cum au spus. Dar nu există, pentru că nu a intrat în primărie nimeni înainte de a fuge Ceaușescu, nici în Timișoara, nici în București, nici în Cluj. Nu mă opinionic, hai că deci, păi nu, n-am ce, un rol determinant în Revoluție, nu știu dacă au fost în toată țara localități numărate pe deștele de la o mână, ceea ce s-a făcut în Turda. Și atunci, sigur că suntem revoltați și suntem nemulțumiți de poziția pe care a luat-o Sanda și care a făcut acel articol în care zice morți, morți până la fuga lui Ceaușescu și după fuga lui Ceaușescu nu au fost morți, că au decedat din cauze necunoscute. Nu se poate fi mai mult. Da. Vă mulțumesc. Așa mi-a fost mie. Am avut eu o suspiciune că mi-am trădat partea de dreapta. Eu sunt capitalist și mi-am trădat partea de dreapta trecând la stânga. Dar acum m-a trădat domnul Ponta. Să vă spun de ce. Dânsul știe de noi. Nu spune, eu voi dau dreptate domnului Cordo, știe tot despre noi. Și Adrian Sanda știe despre noi, să vă spun de ce. Eu în data de 30 am fost la că nu știe, da. Măcar cineva. Deci nu. E prea bine. Știe prea bine. Cineva, da, da. Deci, eu sunt atent la vorbe. Eu am spus așa ceva. Nu vreau să vorbesc pe dumneavoastră. Deci, domnul Ponta știe tot despre noi. Să vă spun de ce. Și domnul Sanda. Și domnul Sanda a alergat și a fugit din guvern. Când despre a venit noi din Turda. Despre noi din Turda vorbeam, știți? Despre situația Turzii. Și eu nu sunt revoltat pentru problema indemnizației sau ceva. Deci în 1989 am ieșit o revoluție. În 20 mi-am ars cursul în fața Facultății Mecanică în Cluj. În 21 am pus o pancartă și sunt o grămadă de mărturii în care am pus pe un plop și am scris plop a făcut pere și comunismul acum pierde. Deci noi ne-am îndreptat un sistem, împotriva unui sistem comunist și atunci și din sintagma legii, cum a zis domnul Roșca și domnul Popescu, a fost scos sintagma anticomunistă. Deci trebuie repusă în lege sintagma anticomunistă. Primul. Doi. Este o încăpățânare a domnului Sanda, și eu zic cu permitate, de ce? Dânsul și-a făcut o lege pentru dânsul. Să vă spun de ce. Obiecția mea, asta e obiecția mea personală, nu altă. Și-a desemnat ca obiectiv de strategică importanță opera. Opera din Timișoara este din Timișoara, este ultima etapă a Revoluției Timișoara. Noi cunoaștem și apreciăm toți timișoreni. Jos pălăria pentru ei, nicio problemă. Eu ce-ar fi trebuit să fac? Acum când turdenii mei să scot să aparte lege, să mă să îndepun cerere la Cluj niciodată. Noi am venit de la Cluj, ca studenți mai mulți, și împreună cu colegii mei, în 22, am scos fiecare unul în unitățile unde am fost. De exemplu, am fost la Cimentul. Și sunt mărturile clare, la 10.30 s-au ocupat sediu primăriei, cum au zis și colegii și restul, nu mă mai repet. Iritarea mea este că în 30 am fost după foile de drum de dimineața la Secretariatul de Stat și ni s-a dat o medalie de către domnul Andrian Sanda, care ne arată meritele și deosebite ale asociației. Lineați un pic, vă rog. Deci aceasta... Lineați un jos un pic. Stați puțin contoarce, am de ofențele. Stați. Emisă de Secretariatul de Stat, de Guvernul României. Deci, în dimineața zilei de 30 la ora 9:10, am fost în Secretariatul de Stat. Inspectorul teritorial, domnul Hamar, mi-a mânat această distinție, să o dau asociației. Mi se recunosc meritele, iar în seara zile, în aceleași zile, eu veneam pe tren, dâns și tipăresc OUG-95. Deci OUG-95 a fost dată cu predilecție și au știut ce fac. Nu în stilul ăsta, cum vrea domnul Sanda să se curețe, revoluționari, impostori, să face. Curățenia se poate face și are tot aportul nostru, exact ca și domnul Socaciu, din 2010. Noi am depus sesizări la Secretariatul de Stat și la Parlamentul României, la Comisia Parlamentară, în care am spus modalitatea clară, în care nu au fost 6 luni, în care am spus cum se face corecția la certificatele revoluționare. Bun. M-aș referi la un aspect prioritar în care dâns și vin și scot, de exemplu, din lege, din nou, ceea ce nu s-a atins de precedenții mei vorbitori, pe cei care au fost, de exemplu, apărat, au fost la servici, la apere, de exemplu, unitățile de întreprindere. Vă dau exemplu, la noi în Turda au fost desemnați de către Frontul Salvării Naționale, Comitetul, primul comitet al Frontului Salvării Naționale, au fost desemnați anumite la ce de vârf. 2-3 persoane care au fost desemnate pentru fiecare întreprindere,
ca să conducă aspectele revoluționare în acele puncte. Cum acum, după nu știu câtă vreme, te gândești că omul ăla nu mai fost, a fost în sediul primăriei, a ocupației de primărie înainte pe care au Ceaușescu, după aceea a primit sarcinile referitoare. Mergea Marcu la securitate, celălalt dincolo, fiecare și-a luat posturile care au fost desemnate de primul comitet, al CPSN-ul. Pe mine mă irită un alt fapt. În lege rămân, și nu se specifică nimica, de ceea ce a zis și domnul Popescu, ex-informatorii securității, cum îi numesc eu, cu nume conspirativ și cu adeziune semnată la securitate. Nu voi admite niciodată la colegii mei din unitățile de întreprinderi să fie scos afară din lege și ceilalți să rămână acolo. Nu. Prioritar este să-i scos pe ceilalți afară, că după mine au fost într-o misiune. Și vă spun de ce. Prezumția mea este clară pentru că eu am descoperit în seara zilei de 22-23, mi se pare, în podul primăriei, o stație de transmisie emisie. Și pot să certifice colegii de aici, am adus stația jos, din pod, cu Hirișcău, am predat-o CPUN-ului de acea vreme și au zis, nu e nici a poliției, nu e nici a securității, nu e nici a stațiunii cercetări, nu era nimănui. De unde era stația aceea? După 25 de ani sau după 20 de ani am avut un discurs comemorativ în 2009, urmare a acelui discurs am avut două procese civile pe care le-am câștigat, după aceea am 7 pagini de rezoluție, cu anumiți indivizi. Deci după mine, acei oameni au fost în misiune, deci erau, nu au fost revoluționari, după mine. Asta e părerea mea personală. Nu am nicio probă să dovesc așa ceva, dar proba clară care mi este. O stație de la emisie în sediul primăriei în zilele acelea fierbinți, ci certificarea clară a dosarelor lor după 20 de ani. Că noi n-am avut de să știm. Că dacă eu știam la vremea respectivă, fiți sigur că îl consideram terorist. Deci părerea mea sinceră e că domnul Sanda trebuie să vadă criteriile valorice ale oamenilor de atunci, trebuie să vadă că implicarea turdenilor nu este numai în Turda. Noi mulți dintre noi am fost implicați și am fost studenți în Cluj și după aceea am venit în 22 în Turda. Că am zis, revoluția nu se termină cu Clujul. Că dacă Clujul a ieșit, trebuie să iasă și Turda, trebuie să iasă și el alt, trebuie să iasă și celălalt. Deci asta este demersul legal și, cum să zic eu, normal al lucrurilor care au fost atunci. Și după aceea mai vreau să ating un aspect, aspectul penal al lucrurilor. Deci toți eram un pic cu școală la vremea respectivă, unii studenți, alții ingineri, alții așa, știam exact la ce ne antrenăm. Codul penal de la acea vreme, împotriva orinduriei socialiste, mai ales cu arma armată, era împușcarea. Astăzi, dacă se torcea Ceaușescu... Este tot noi scorpion. Nu sunt tată. Deci astăzi eram împușcați într-o pădure și poate ce nu și-a noastră aruncați ca celor de la Timișoara aruncat într-un canal. Deci, noi... Nu a fost un act de nebunie, cum zice domnul Roșca, poate nebunie a ținut așa sângele mai temperamental, dar am fost foarte conștienți că punând și intrând în sediul Partidului Comunist la acea vreme să răspunăm dictatura, ne antrenăm la acea condamnare. Familia deportată, averea confiscată și noi împușcați. Mulțumesc auditorilor și sper să avem sprijin din partea tuturor. Dar... În 97 spuneați dumneavoastră că dacă existau certificate din 97 este ok. Dar nu vorbiți de brevete. Legea 314 vorbește că trebuie să ai și brevete și brevet și certificat. Corect. Vreau să întreb în organizația dumneavoastră câți aveți și brevet și certificat până în 97? Deci în organizația noastră sunt 63 de membri astăzi în viață. Toți au și brevet, au certificate pe legea 42, preschimbate cu legea 341 și brevet eliberat de președintele României. Nu avem nicio persoană care să nu aibă... Da, brevetele în ce an s-au eliberat? În 2000. Păi în 2007, nu până în 97. Brevetul le eliberează președintele României la propunerea Comisiei Parlamentare. În Comisia Parlamentară a Revoluționarilor a putut să trimită listingul final către președinție doar după verificarea tuturor ce spuneam, tuturor dosarelor. Nu am contestat. Toate dosarele, dar astăzi l-au verificat comisia de la ministerială și a secretariatului de stat, l-au verificat mie dosarul și zice trecut. Dosarul ăla, când se face un număr de dosare, este trimis la Comisia Parlamentară. Comisia Parlamentară ia dosarele, le verifică și zice ok.
la ăștia le dăm drumul și le trimite la președinție. Și când s-a făcut totul complet la președinție, s-a făcut probabil în anul 2000, când s-a încheiat totul. Și atunci au eliberat sistemul. Și mai există și revoluționatul Dân, care au și prevest și certificat anterior anului 97. Ba da. Suntem 47 de revoluționari care avem certificat ăla care vi l-am arătat doramic, din 92, și prevede. Și diferența de la 47 la 65 unde au apărut? S-au apărut în 1996, când cei care în 1992, 3, 4, 5, 6 au fost membri asociației și au primit certificate de participant. În 1996, când s-a redeschis comisia, cei care aveau certificate de participant au avut posibilitatea să se introducă dosarele, cu dovezi, cu ce-au adus ei, de la parchetul militar, care ce-au adus în, o depus în dosarul respectiv și l-au dus la comisia guvernamentală, după care la comisia parlamentară. Și dumneavoastră, ca președinte al asociației, susțineți că toți cei 65... Nu, eu susțin ca președinte asociației, eu nu participam la deliberare în perioada 96-97, n-am participat când s-au discutat dosarele de la Turda, s-au discutat, s-au luat dosarele și s-au discutat acolo. Nu, eu n-am participat la deliberare. Acolo a fost o comisie din 11 oameni care fiecare trecea dosarul, l-a citit domnul Ștefănii, eu vin la domnul Popescu. L-a citit domnul Popescu, îl vezi mai departe. La dosarele aveau viza, ștambila și semnătura președintelui asociației? Nu, aveau avizul asociației, președintelui asociației. Nu, aveau avizul președintelui asociației, aviz care însemna că eu acolo era o titulatură. Spuneam, da, subținatul Popescu în calitate de președinte, am constatat că dosarul are atâtea file și poate să meargă la Comisia Parlamentară, la Comisia Legii 4. Dar nici de cum că n-ați să girați că i-ați văzut la Revoluție Eu vreau să vă spun acum, că o bună întrebare care mi-a pus-o Ionel, vreau să spun că eu, personal, la dosarul fiecărui revoluționar trebuie să existe trei declarații de la trei revoluționari. Și eu, personal, Marian Popescu, am dat declarații la Roșca Iuliu Mircea, cu care a fost pe mașină, știu ce am făcut, la Valcău Eusebiu, care a fost șoferul meu și m-a dus cu privat în Turda, la Bodea Tudor, care a fost lângă mine, așa, și la Halgaș Mihail. Astea patru, toate mergeți și verificați, eu la astea am dat. La astea știu ce au făcut. Înțelegeți? Și la Mircea Marcu, cu fost la Securitate cu mine. Atât când am ales la Securitate. Deci eu n-am dat declarații decât la oamenii care au avut curaj înainte de fuga lui Ceaușescu. În sensul că guvernul Boc a suspendat acele drepturi ale revoluționarilor pentru că existau niște costuri cu acele drepturi. Numai puțin, da. Să termin întrebarea. Da. În plus, probabil că s-a bazat și pe opinia publică, pentru că sunt mulți în opinia publică care nu suportă faptul că toți sunt acum revoluționari, ei știind că și ei au făcut cât de puțin pentru revoluție, mulți dintre oameni. Și atunci, guvernele posterioare guvernului Boc, niciunul nu a mai depus aceste drepturi pentru că ar fi și fraier să mai dea niște bani dacă nu există sursa. Iar mea să spuneți că ar trebui făcută curățenie. La Turda sunt două asociații care se ceasă de destulă vreme. Cum facem să stabilim exact care au fost revoluționari la Turda, care e numărul exact? Că de aici ar putea porni o curățenie în întreaga țară. Atât? Cum facem? Cum vă puneți de acord între dumneavoastră? Sau cine ar fi judecătorul ăla care a zice, da, domnule, a fost și Creța, a fost și Popescu, a fost și Săhan sau Bierma sau cine a mai fost? Mai ales că domnul Irimie cum vede soluția? Să indicați, asociația poate să indice cum da. Se poate face curarea. Deci, în primul rând, vreau să vă spun, nu știu câte oare, în Turda este o singură asociație. Nu sunt două asociații. Este asociația lucrătorilor din două vedeți și dacă eu după aia vă zic că sunteți două găști, păi sunteți o asociație, dar sunt două... Da, pot să vă dau da, dar în amândouă sunt revoluționari. Noi nu ne contestăm între noi, că ăla ar fi și ăla n-ar fi revoluționar. Toți sunt revoluționari. Că noi ne-am certat între noi și ne înțelegem perfect. Aveți procese de exact între ele, între cele două. Hai să trecem, să nu vorbim de greșe. Sunt două grupări, dar o singură asociație. Noi suntem într-un litigiu juridic,
Acum, la momentul ăsta, președintele asociației este Sălăgean Vasile, care este decăzut din toate drepturile legii 42 și legii 341, deoarece a fost deconspirat ca și colaborator informator al securității. Și așa recunoscut. Și deja trage drepturile ca să... Ia drepturile care le-au primit. Are primite, așa. Și mai sunt, noi, mai avem. Noi suntem într-un litigiu juridic. Soluționarea în justiția finală, în justiție, noi credem că ultimul președinte înainte de Sălăgean e Popescu, conform actelor juridice. Noi avem o ștampilă recunoscută de către Guvernul României și de către instanțe din România și cu asta basta. Dovada. Vreau să clarificăm cum vă puneți de acord cele două grupuri. Dovada. Care sunteți revoluționari și care nu trebuie. Nu interesează cine e președintele asociației. Nu interesează cine sunt revoluționari și cine nu. Am înțeles. Dovada că noi suntem deschiși. Uite, Pop Cristian Mihail îi îngași carante, cum zici tu, și astăzi e aici. Pentru că Pop Cristian Mihail a fost telefonistul nostru în 22 aici. Secretarul nostru. Și l-am chemat aici. Îl chemam și pe Trip Dorin, vă spun sincer, Trip Dorin ce știți toți, a fost cu noi la Revoluție, nu puteți să spunem nu. Dar Trip Dorin a plecat dintre noi pentru că noi în comitet eram 13 și 12 ziceam că hârtia asta e albă și el zicea că e gri. Și atunci Rusu Andrei a zis, bă, hai mai du-te la fabrică, la toți și plictisești cu ei. Și atunci... Seara l-a primis, nu era încă Rusu Andrei, că era Oprea. Noi o să ne facem și o să ținem cont și de ei. Sincer, eu vroiam, aici am avut astăzi discuții cu... Bă, nu m-am oprit. Am avut discuții între noi la sugestia lui Trip Dorin să-l chemăm pe German. Ori pe German nu pot să stau la masă cu German, pentru că la German acolo scrie că a avut nume conspirativ Mircea și o semnat angajare cu securitatea. Nu pot să stau la masă cu el. Înțelegeți? Gelul Florea are toate... Ai văzut documentele cu German, nu? Așa. Deci ăsta este un motiv. Că au fost cu noi la Revoluție... nu contest. Când o să facem treaba asta, legiuitorul ne va da posibilitatea, eu îți garantez aici, eu la 62 de ani nu mai trebuie să fac nimica, decât vă promit la toți că ăștia care au fost atunci în 22, ăștia vom face... Vom spune, ăla da, ăla nu, ăla da, ăla nu. Pentru că știm cine a fost acolo. Dumneavoastră, în momentul ăsta, puteți ca președintele Asociației Revoluționare, puteți să întocmiți o listă cu cei care au fost, după părerea dumneavoastră, membri, cum să le zic, cum le zice legea? Fondatori. Asociatori remarcați. Cum fac ca factul determinat nu merge, că nu este termenul, e depășit, da? Oameni care au fost la Revoluție aici, în primărie, în miliție și în securitate. Nu pot să fac o listă din asta, dar cu segmentul pe care îl cunosc. Celălalt segment îl cunoaște Halgaș, celălalt îl cunoaște Roșca, celălalt îl cunoaște Adrian. Vreau să fiți o asociație, vreau să prezentați o asociație, vreau să trebuie să fiți garantul a tuturor, nu a celor care cunosc 2-3 oameni, de-aia sunteți asociație. Președintele de asociație își pune semnătura ștampila în consultarea cu comitetul director al asociației. Și atunci, în comitetul director, suntem 5-6 care punem pe fiecare la cu vis-a-vis de această întrebare care e. 2-3 criterii pe baza cărora se poate face plarea. 2-3 criterii, da. Vă spun cel mai important. Cei care au intrat au avut curajul să intre, să ocupe sediul principal de partid până la fuga lui Ceaușescu. Primul criteriu. Ăla e cel mai important. Se bază de marmur sau așa ceva. Generalizat. Numai o secundă, că vă răspund la tot. Domnul deputat Zlati are avion și... Noi vă mulțumim din suflet că ne-ați onorat cu prezența și sper să vă susțineți. Și vă trimitem și material din împușcare. Fără să spunem că până la fuga lui Ceaușescu, că și aia sunt morți care au murit după aia, nu?
Și atunci se va face o altă cernire, că sunt orașe, municipii întregi, unde nu muri nimeni. Și-a intrat seara la... Dacă îmi permiteți, cum se amintea aici, a fost care muri din greșeală, dar tot prima cu care deci legiuitorul dă posibilitatea, în textul legii spune că ai murit, ai porănit în legătură cu evenimentele din revoluție. Vă mai zic o problemă delicată. Domnul deputat, eu nu urmează, că eu că la cântarea domnului nu au ca conflicte, Aurel, vorbește un volet de presă. Dar la Câmpia, cum te spune, vreo 20 și ceva de revoluționare? Vreo 56. Dar, sincer, nu vreau să intru în problema cu Câmpia, tot zic că n-am fost acolo. Nu ne interesează. De asta zic. Nu ne interesează. Nu s-a tras, dar... Genul ăla. Dosarele lor să vă critice. Băi, Lucian. Nu să mă adaug, nu să mă adaug. Eu am vrut să răspund domnișoarei punctual. Deci, susținem criteriul de selecție pentru cei care au ocupat sediile organelor comuniste ale statului comunist până la fuga lui Ceaușescu și numai în orașele în care s-a împușcat. Deci eu dau ție răspunsul vis-a-vis de ce ai zis, că a fost din greșeală împușcat. Dacă nu, dacă nu era revoluție și nu avea arma în mână și nu se trăgea, nu murea, că nu l-a împușcat din greșeală. Deci nu faptul că l-o tras asupra lui și o vrut să-l omoare. O tras aiurea, și îți dau exemplu, că poate nu știi, în sensul giratoriu, un soldat o tras după tank sau după tab, o tras în șosea și o ricoșat și o omorât o femeie. Și femeia respectivă e nevasta unui prieten de-a nostru, Ilie, Ilian, Ilie, cum îl chema pe toată lumea? Ilian. Oromboiu, care, săracul Abar, a avut la în America, nu a cerut niciun drept, aia a murit, la revedere. La educatoare, la... O secundă, 15 minute, ai zis că o secundă. Am o singură întrebare, după aceea, dintre persoanele rănite aici la Turda, la Revoluție, câți? Fac parte din Asociația Luptătorilor. 6. Din cei 30? Din cei 31. Și restul de ce nu fac parte? Păi nu sunt toți din turnă. Nu-s local, nu. Trebuie să fac adeziune și au alte domicilii. Perfect. Dacă nu mai aveți alte întrebări, noi vă mulțumim. Vă mulțumim. Știu că e târziu, dar revoluția nu a fost